pas mare făcut înainte. Să nu uităm că poliția română nu a mai schimbat uniforma de 20 de ani. Noua uniformă asigură în primul rând un confort și un confort din punct de vedere termic, dar și un confort din punct de vedere al mișcărilor organismului, ținând cont de faptul că rolul poliției este de a acționa în stradă, de a imobiliza, de a aplica procedee polițienești și are nevoie de o uniformă care să fie cât mai elastică și care să-i permită polițistului mișcări atunci când este nevoie să dispună măsuri. Spuneați că se poate pistolul mai repede? Da, deci s-au gândit specialiștii noștri, chiar geaca pe care ați văzut-o și aceasta cu... este mai scurtă puțin în față. Astfel încât, în momentul în care dorești să scoți unul din mijloacele din dotare, și nu mă refer numai la pistol aici, mă refer și la cătușe, și la spray, și la baston, ia să nu se oprească în centură. Deci dacă ea nu ar fi puțin mai scurtă în față, bluza, atunci s-ar lovi în centură. Și în momentul acela, bineînțeles că s-ar pierde câteva momente fatale de multe ori în intervenție. În ceea ce privește încălțările, ce resipă? La fel. Deci ei au primit pantofi de ceremonie, atât băieții cât și fetele. Pantof normal, da? Pentru uniforma normală, și două tipuri de gheată. O gheată de iarnă, o gheată de vară. Ambele fiind o construcție de tip sport, nu pot să dau numele firmei, fiind de tip sport, este foarte comodă și permite o deplasare rapidă. De asemenea, are o aderență mult mai mare și un design destul de frumos. Practic, când se iese în stradă cu această uniformă? Promoția noastră, promoția octombrie 2022, va fi prima promoție de polițiști sau primii polițiști care vor ieși în stradă în această uniformă. Timp de 2 ani de zile, toată poliția română va fi dotată cu noile uniforme, până când vor fi epuizate stocurile care sunt acum în depozit. Din câte cunosc, nu se va mai achiziționa uniformă tip vechi de aici încolo. Deci, probabil, în 2 ani sigur, într-un timp scurt, majoritatea polițiștilor vor purta noua uniformă. Promoția Gorun 2, cum îi spunem noi, trebuie să fie mândră și din punctul ăsta de vedere, că vor fi primii care vor purta în stradă noua uniformă. După cum ați observat, care cuprinde o gamă întreagă de obiecte de îmbrăcăminte. Câte ținute sunt practic și cât costă? Păi, practic sunt 6 ținute, dacă o luăm așa, de la cele 3 pentru reprezentare, pentru momente deosebite, până la celelalte 2 de serviciu, unde se pot combina. Deci vara, tricoul cu mânecă scurtă, după aceea tricoul cu mânecă lungă, bluzonul, cele 2 bluzoane și așa mai departe. Plus cele 3, mă refer la căciulă, la caschetă, pardon, 4. Căciulă, caschetă, beretă și șepcuță. Sunteți promoția care veți intra în pâine ca polițiști activ cu o nouă uniformă. Exact. Cum mai, ce părere ai despre noua uniformă și cum crezi că va fi prima ta zi de calitate de polițist activ? Aș vrea să spun în primul rând că noua uniformă este mult superior calitativă față de vechea uniformă. S-a îmbunătățit atât aspectul cât și buna purtare a acesteia. S-a îmbunătățit modul de funcționare al poliției române în această uniformă, deoarece nu numai uniforma de ceremonie s-a schimbat, cât și uniforma de stradă fiind acum tactică. Este de fapt mult mai ușor de purtat și de intervenit în situații de urgență imediate. Am înțeles, deci aveți o uniformă mai comodă și ceea ce interesa cel mai mult e vorba de intervențiile în teren. Exact, exact. Ceremonia de absolvire va fi cu siguranță un moment emoționant. Da, cu siguranță. E o ceremonie așteptată sau poate așa o sperai mai îndepărtată în sensul că ai fi vrut să petreci mai mult timp în școală alături de colegi? Sunt de acord cu ambele dumneavoastră privințe. Vă dați seama că este o ceremonie mult așteptată de când am intrat în această școală. Am intrat cu gândul de a lega prietenii aici, dar de a și termina această școală ca să începem munca în pâine, cum s-ar zice.
În această școală am creat multe, multe legături, nu numai cu colegii din clasă, cât și cu colegii de la celelalte clase. Sunt niște oameni excepționali și chiar am încredere în noua promoție că putem schimba ceva și în fiecare promoție de altfel. Dar având în vedere că noi suntem promoția octombrie 2022, care și purtăm noua uniformă, suntem datori să o ridicăm într-o lumină foarte bună, ca de obicei. Emoții mari pentru prima zi de lucru ca și polițist activ? Da, sunt emoții destul de mari, pentru că este un nou domeniu în care nu numai eu, cât și colegii dorim să excelăm. Noua uniformă a Poliției Române este foarte frumoasă. Sunt foarte mândru că o să port această uniformă. Și sunt foarte încrezător că o să obțin rezultate foarte bune în carieră. Mâine va fi o ceremonie de absolvire și sunteți o promoție despre care domnul director a spus că sunteți extraordinar de buni, pentru că vă puneți foarte mult mintea la contribuție și acționați foarte repede când este vorba de o intervenție. Este adevărat, colegii mei și-au dat foarte mult interes să obțină rezultate cât mai bune la învățătură, să deprindă cunoștințe teoretice și cunoștințe practice. Vă este frică? Ție, de exemplu, ți-e frică de prima zi de polițist? Nu mi-este frică, deoarece am mai lucrat în sectorul public, am deja foarte multă experiență. Deci n-ai emoții? Nu am emoții. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Cum ați caracterizat dumneavoastră noua uniformă? În general, în special din punct de vedere al muncii pe teren, a polițistului activ, polițist operativ. E o uniformă mai comodă, e o uniformă mai lejeră pentru ei? Pentru a vă lămuri din câteva cuvinte, este un mare pas înainte această nouă uniformă. Conferă lejeritate, are o altă croială, este mult mai adaptată realităților de astăzi din teren. Ne bucură faptul că IGPR-ul a ținut cont de propunerile sindicatelor și ale SNPPC în special, pentru că mare parte din cel puțin uniforma tactică este rezultatul discuțiilor pe care le-am avut cu reprezentanții IGPR la momentul când am fost consultați în legătură cu această uniformă. Este o uniformă care va asigura polițiștilor o mobilitate mult mai bună, o termicitate mult mai bună și pe timp de vară și pe timp de iarnă. Este o uniformă modernă, adaptată realităților de astăzi, mai ales că cei tineri știu foarte bine că sunt un alt trend, Ne bucură faptul că scăpăm de acei pantofi cu toc. Eu am patrulat în pantofi cu toc și vă spun că era un chin să patrulezi în pantofi cu toc. Ne bucură faptul că cel puțin uniforma tactică este adaptată activităților pe care ei le vor avea de desfășurat în teren. Sigur că mai sunt de lucruri de îmbunătățit, dar este un mare pas înainte în ceea ce privește uniforma Poliției Române. Câți ani a avut vechea uniformă? 20 de ani aproape, vechea uniformă. Această uniformă nu știm cât va ține. Ideea este că ea trebuie croită pe nevoile realităților de la vremea respectivă. Este posibil, de exemplu, ca în urma purtării acestei uniforme de către colegii noștri să apară un feedback pozitiv, dar și negativ. Și ne bucură faptul că IGP a acceptat ideea să ne întâlnim după câteva luni de zile, după ce ai noștri noi colegi vor purta noua uniformă, să dăm un feedback celor care au creat uniforma, care au croit-o de fapt, pentru că e posibil să aibă anumite nevoie de anumite ajustări. Și atunci este un mare pas înainte și în acest punct de vedere, pentru că până la urmă angajatorul trebuie să ne asigure condiții de muncă care să nu mă împiedice să-mi desfășur activitatea, să nu îngreuneze activitatea, dar nici să nu mă rănească în timpul activității. Suntem în pragul unei noi ceremonii de absolvire, o nouă promoție la Școala de Poliție din Câmpina, da. Prima promoție care va intra în pâine cu noua uniformă. Exact. Dar ce așteptări aveți dumneavoastră ca reprezentanța ai unui sindicat important al ramurii respective de la noile generații de polițiști? Să-și facă meseria, această profesie, cu demnitate, să respecte legea atât în litera, dar și în spiritul său. Să se gândească foarte bine când aplică legea și să plece acasă de la muncă cu gândul că astăzi a făcut dreptate. Asta trebuie să facă cei tineri. Mulțumim!